Bine v-am găsit la horoscopul zilei de 27 martie. Este luni, trebuie să vă aduc aminte, dacă n-ați văzut deja, că există un horoscop al săptămânii, proaspăt. Vă rog să-l vedeți, pentru că este încă o săptămână de top, cu câteva evenimente minunate, zic eu, care ne dau un dram de noroc. Și vom vorbi despre toate aceste evenimente atunci când se vor produce, nu astăzi. Astăzi doar vă fac teaser-ul pentru a căuta acest horoscop. Îl găsiți atașat la acest video, întotdeauna atașez ultimele noutăți la video, la horoscopul pe rol. Tot în această perioadă am intrat în ultima sută de metri a lunii martie. Vă invit să fiți cu ochii pe acest canal de YouTube să vedeți și horoscoapele lunii aprilie. Nu știu dacă acum când vedeți acest film a apărut vreo unul. Poate da, e pe agenda mea de lucru, dar nu știu dacă apuc să-l și postez atunci când vedeți acest film pentru data de 27 martie, dar fiți pe aproape pentru că sigur până pe 31 martie vor fi toate horoscoapele pe rol. De data asta nu știu cum le voi mai lua, în ce ordine, de aceea nu-mi scrieți când apare, când apare, când apare, pentru că apar toate. La un moment dat, până pe 31 martie, vor fi toate acolo. Până una alta, puteți să căutați astrodrama lunii aprilie, adică acea analiză a configurației astrale a momentului, cu câteva evenimente de top pe parcursul lunii aprilie. Și dacă tot am vorbit de evenimente de top, căutați și filmul 20 de momente de top, unde fac referire în câteva locuri la luna aprilie. Că vom mai avea niște momente deosebite, dar vă las să le descoperiți. Și oricum, vă voi atenționa atunci când sunt pe rol aceste evenimente. Astăzi spuneam că n-am nimic să vă povestesc, adică nu e niciun aspect nou față de cele de zilele trecute, iar altele importante abia de mâine încep să se simtă. Ca tare vom vorbi atunci despre asta. Vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, să vedem prima zi de săptămână cu numărul 13, ce ne aduce fiecăruia dintre noi. Și știți cum spun, o zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi vedeți, sunteți foarte agitați. Bun, unii poate în sens bun, aveți multă treabă, sunteți mobili, vă mișcați de colo-colo, lucrați pe mai multe fronturi simultan, în timp ce alții sunteți cam nervoși, cam neatenți de multe ori. Poate sunteți un pic cu capul în mai multe direcții. Un pic aerian, un pic neglijent, un pic jucăuș, un pic superficial. Zic un pic, pentru că în multe altele sunteți extrem de implicat. Depinde ce aveți de câștigat. Dacă ceea ce trebuie să faceți este foarte motivant, aveți ceva de obținut, bani, succes, reușită, o anumită poziție, o anumită stabilitate, trageți tare fără să vă uitați la cât de greu este. Dar dacă e ceva așa în care parcă n-aveți nicio tragere, n-aveți nimic de câștigat, așa cum spuneam, nimic nu vă va mișca decât așa, că trebuie, pe aici, pe acolo. S-ar putea să vă comportați de multe ori ca un copilaș, ca un jucăuș care ia un pic lucrurile peste picior, un pic bazându-se cumva pe noroc. E, las că-mi iese. E, acolo unde totuși nu vă implicați foarte serios, ar putea să nu iasă, dar e agenda destul de plină pentru voi. Ca dare s-ar putea să aveți foarte multe, multe și mărunte, cum s-ar spune, multe sarcini pe ordinea de zi, și aia, și aia, și aia, și aia. Ori sunt scurte și le puteți termina repede, ușoare, să zicem așa, ori le luați în ușor. Și dacă le luați în ușor, există și riscul să fiți un pic atenționat, să mai faceți niște greșeli, așa cum spuneam, de aceea poate n-ar fi rău să luați foarte în serios chiar și cele mai minore sarcini al zilei. Taurii, voi aveți o stare de oboseală, începeți săptămâna parcă obosit sau poate este o săptămână grea. Aveți foarte multe în plan în această săptămână și numai când vă gândeați când vine ziua de luni, vă venea să fugiți în lume.
Posibil, pe o agendă supraîncărcată, să vă mai treziți și cu niște surprize neplăcute. Gen, aveați atât de multe la serviciu, dar vă mai treziți și cu o problemă acasă, se sparge o țeavă. Aveați probleme în cuplu și vă mai treziți și cu o durere de cap. Deci e acel sentiment de asta mai lipsea. Nu eram eu suficient de tracasant, nu eram eu suficient de obosit, mai îmi trebuia și asta. Bineînțeles că o să faceți față, că aveți totodată și foarte multă energie la purtător, dar prima reacție când vedeți că se dublează agenda e să vă puneți mâinile în cap. Poate nici nu sunteți în cea mai bună formă, deși este Venus la voi acasă, dar sunteți un pic prea, nici nu știu cum să-i spun, zgândărit, parcă provocat, asta e cuvântul. Apar tot felul de provocări. Ați vrea și voi să vă bucurați de ceva frumos, parcă nu e loc de ceva frumos sau plăcut sau pe șablonul așteptărilor voastre. Apar greutăți, apar atacuri, să zicem așa, chestiuni care vă scot din ale voastre. Nu prea e loc de odihnă, nu prea e loc de stat degeaba, dar greul parcă se dublează. Lucrați dublu, țineți locul și la altă persoană, gen, e colegul de birou plecat, trebuie să faceți treaba lui, acasă faceți și rol și de mamă și de soție și așa mai departe. Oricum, astea le faceți oricum, dar e parcă un mai mult decât de obicei, ceea ce vă obosește. Gemenii, luna este la voi în zodie astăzi și vă simțiți bine că zilele trecute nu vă simțeați prea bine, că a plecat Marte. Țineți minte că pe 25 a părăsit Marte zodia voastră după ce a stat 6 luni și ceva. Și vă lipsea. E, acum că a plecat, vine un pic luna așa să vă mângâie. Că peste câteva zile vor mai veni planete pe aici. Va veni în curând Venus, ceva mai încolo va veni Mercur, acasă, la el, la voi, în ogradă, adică, deci, nu o să rămâneți multă vreme singuri, dar parcă v-a lipsit așa dintr-o dată sentimentul ăla de împiedicare. Hop, parcă ceva nu e în regulă, parcă ceva nu mai e ca până acum. E totuși luna asta s-ar putea să vină și cu o schimbare de ritm. Cu Marte acolo, da, poate a fost foarte activat, dinamizat, cu multă treabă în ultimele 6 luni și după ce a plecat, așa parcă ați redus un pic ritmul, n-ați mai pus benzină în rezervor, a zis ok, bun, hai să iau și eu o pauză. E, nu prea sunteți lăsați să luați această pauză, poate și datorită acestei luni care vine în vizită și vă aduce ceva, vă aduce o surpriză, vă aduce o veste, vă aduce o situație care vă scoate din zona aia de momentul ăla când vă duceți la culcare, știți, ha, gata, bun, am obosit, mă duc la culcare și sună telefonul după ce v-ați culcat. Cam asta este luna acum, o surpriză neașteptată când vroiați și voi un pic să vă odihniți. E, imediat trebuie să vă reactivați, imediat trebuie să vă reimplicați într-o activitate, că erați deja detașat, nu vă mai interesa nimic, dar poate este și motivantă această noutate care apare. O fi o situație care vă pune din nou la treabă, fără să fiți pregătit, dar aveți ceva de obținut. Pentru unii, o chestiune, o rezolvare, o reușită, pentru alții, un dar, parcă e un dar, așa, parcă vine o provocare, cum ziceam, dar provocarea asta nu e pe gratis, nu e degeaba. Nu vă scoate nimeni, nu vă trezește nimeni din somn, așa cum ziceam, starea aia de odihnă în care ați alunecat, nu vă trezește nimeni din somn doar ca să vă deranjeze, ci pentru că aveți ceva de făcut din care puteți și obține ceva, tocmai de aia merită să vă reajustați tot programul, chiar dacă aveați activități poate mult mai comode, mai confortabile, mai liniștite în program. Racul, vă obișnuiți cu noua energie a lui Marte, că Marte a intrat în acest weekend la voi în ogradă și începe să-și facă simțită prezența. Și o face de-a binelea,
că deja se simte trigonul ăla despre care am vorbit în horoscopul săptămânii. Vă invit să vedeți și acest horoscop în care vorbesc de un trigon care n-a mai avut loc de foarte multă vreme, adică cu Marte la voi în ogradă și cu Saturn în Pești. Alte combinații sigur că au mai fost, dar nu așa. Și vă convine situația asta. Parcă e o soluție care vi se oferă, parcă e un dram de inspirație, parcă vine cineva și vă suflă la ureche ce aveți de făcut într-o anumită situație. Cu atât mai mult că și Luna este într-o poziție foarte bună, mâine vine și la voi în zodie, activând parcă mai tare această prezența lui Marte. Practic, Marte începe să se simtă, să-și lase amprenta în viața voastră după ce și Luna va apăsa pe buton mâine. Dar acum e pregătirea terenului, parcă vă înarmați așa de ceva nou, parcă primiți flux de informații, idei, hai să fac aia, hai să fac aia. Apar resurse, apar nu numai ideile, apar și instrumentele cu care puteți duce la îndeplinire, dar singur. Dacă v-ați bazat pe alții, s-ar putea să aveți surprize. Unii care s-au bătut cu pumnul în piept, că vor veni, vă vor ajuta, vă vor susține. Nu, s-ar putea să aveți surprize. S-ar putea ca planurile mai vechi, în care erau implicate alte persoane, să nu meargă. În schimb, apar alte ocazii, dar în care voi sunteți singurul conducător, sunteți singur la manșă. Nu prea aveți pe cineva baza. Oamenii pe care i-ați pus acolo pe listă că veți apela la nevoie sau care, mă rog, trebuia să joace un rol în poveștile voastre, sunt ocupați, sunt în altă parte, își caută tot felul de scuze, încât s-ar putea să fiți și dezamăgit de unele persoane. Persoane pe care v-ați bazat, persoane poate chiar dragi, poate colaboratori, poate anturajul vostru, dintr-o dată uitându-vă în jur și apelând la ei, hai, veniți lângă mine să facem lucrul ăla, nu mai pot. Sau, hai să zicem că sunt acolo, dar nu sunt de bază, nu își lasă amprenta, sunt neputincioși, nu se pricep, nu sunt competenți, deci aproape că nu e benefică o activitate în compania cuiva. Mult mai bune sunt rezultatele dacă vă bazați doar pe propriile idei, doar pe propriile instrumente, doar pe propriile metode, că alții s-ar putea să vă tragă foarte mult înapoi. Leul, vine o veste, probabil, apare un personaj în viața voastră care vă transmite ceva, o idee, o informație, o soluție sau poate fi un fel de motivație ce vă transmite acest om. Poate chiar o spune așa, cu iz de mare secret, de stăinuire, de șoptit la ureche, poate deocamdată e un zvon, poate e doar, încă nu sunt niște lucruri foarte certe. Dar lucrul ăsta vă animă. E un semnal de alarmă să vă implicați mai mult, să vă asumați un lucru. Da, mă apuc de lucrul ăsta. Că auziți ceva sau presimțiți ceva, poate unii aveți un feeling aparte și presimțiți că urmează să se întâmple ceva și vreți să fiți pregătit. Probabil se întâmplă ceva bun, tocmai de aia eu așa parcă vă încărcați de multă energie ca atunci când se va întâmpla evenimentul ăla deocamdată anunțat, voi să fiți acolo în linia întâi. E un fel de premoniție, un fel de viziune în viitor, înaintea altora. Alții încă n-au aflat. Voi s-ar putea să aflați și să folosiți, să profitați de acest avans. Sau poate sunteți voi foarte, vă place să vă informați și dați peste o informație mult înaintea altora pe care o puteți valorifica pentru a profita de beneficiu. Altul încă mai caută, altul încă n-a aflat, altul încă în spate cu pregătirile. E, voi sunteți acolo, încât poate fi o șansă atunci când se va întâmpla, peste câteva zile. Când va ieși la iveală, ceea ce deocamdată auziți așa în culise și probabil va ieși la iveală peste câteva zile când va intra Luna la voi în ogradă, voi veți fi deja cu baliza făcută ca să le luați tuturor fața.
Fecioarele, n-aveți voi o stare prea minunată, ceva vă oferă așa o stare de zbucium interior, de nesiguranță, de poate chiar și niște temeri acolo vă vizitează, pe care nici măcar nu știți cum să le explicați, nu știți ce se întâmplă. S-a schimbat un pic vibrația în viața voastră, așa este, viața tuturor la urma urmei. Și voi nu știți cum, pentru că sunteți firi foarte raționale, foarte logice, ceea ce simțiți nu e logic, e paranormal, e emoțional, e interior, e feeling mult, încât voi vreți explicații. Și cum nu vin explicațiile alea raționale pe care fecioarele le doresc, nu vă simțiți bine. Începeți să credeți în teoria conspirației, că wow, mi se pregătește ceva, vai, ceva rău mi se întâmplă, un pic fatalist, un pic pesimist, un pic vedeți jumătatea goală a paharului. Ori s-ar putea acest feeling să nu fie o atenționare că ceva rău vine, ci dimpotrivă poate să fie ceva bun, dar nu știți cum să gestionați situația. Poate să se întâmple, poate nu azi, mâine, deși Mercur, guvernatorul vostru, este deja foarte aproape de Jupiter, dar într-o zonă în care voi nu-l puteți controla, parcă. Cred că asta este un sentiment, că sunteți la cheremul unei puteri mai mari decât puteți voi duce. Nu înțelegeți ce se întâmplă cu viața voastră, nu înțelegeți ce gândește cineva, mult mister, multe necunoscute. Și voi vreți să cunoașteți, voi vreți informații certe, voi vreți negru pe alb, nu mi se pare, cred că, supoziții, multe lucruri pe care deocamdată nu le cunoașteți și asta generează, evident, o stare de neplăcere, de tumult interior, așa parcă vă uitați la tot pasul ca nu cumva să apară ceva ce probabil nici nu există. Balanțele. S-ar putea să vă debarasați de un anturaj sau de o persoană care a promis marea cu sare, a zis că o să facă, a zis că o să dreagă alături de voi, că sau poate avea un rol important acest om în planurile pe care vi le-ați făcut. Și poate chiar depindeați într-un fel sau altul de acest om. Și ceva s-a schimbat la acest om. Nu mai participă, nu mai vine, nu mai e acolo, nu mai e preocupat de ceea ce trebuia să faceți împreună. Și vă cam lasă așa un pic debusolat. De ce? Ca să vă descurcați singuri. În niciun caz plecarea lui nu e ca să vă încurce pe voi, ci dimpotrivă să descoperiți la voi niște talente latente pe care altfel nu le descopereați. Dacă venea acest om și lucrați alături de el, vă bazați pe el și nu făceați voi lucrul ăsta. Acum, nefiind de față, vă apucați voi, puneți voi mâna pe unelte și faceți în locul lui. Și surpriză, vă pricepeți, iese bine, descoperiți ceva la voi, încât lipsa acestui element din peisaj se va dovedi a fi benefică în cele din urmă. Chiar dacă vă irită, chiar dacă vă supără, chiar dacă vă lasă cu ochii în soare, nu-i nimic, trebuie să fiți foarte rapid în găsirea alternativelor. Dar alternativa sunteți voi. Nu înseamnă că dacă nu vine zugravul A, căutați zugravul B. Nu, s-ar putea să puneți voi mâna pe bidinea și să faceți ceea ce n-a făcut zugravul și, surpriză, vă iese bine și sunteți mândru și aveți un sentiment de asta de bătut cu pumnul în piept. Cine trebuia să fie alături, vă face o surpriză, dar surpriza asta până la urmă o veți canaliza spre a descoperi ceva grozav la voi, minunat la voi, motiv de mândrie sau motiv de descoperirea unei pasiuni noi, preocupări noi, priceperi noi și cine știe dacă de aici nu iese ceva mai mult de atât. Voi, scorpionii, probabil v-ați setat niște treburi pe parcursul acestei săptămâni. Foarte interesante aceste activități, foarte provocatoare, foarte mobile, cu multă adrenalină, cu multă energie. Parcă vreți neapărat să obțineți ceva. Poate i-ați și dat drumul, ori
la luna nouă de zile trecute, ori după ce Marte a schimbat zodia, intrând în rac, v-ați setat acest obiectiv. Mă apuc să fac cu tare lucru. Dar nici n-ați început bine, că ți-ar putea să apară și primele provocări, primele piedici, să vă dați seama că nu știți chiar tot ce trebuie, nu aveți chiar tot ce trebuie pentru ceea ce v-ați propus. Nu înseamnă că renunțați. Dimpotrivă, ambiția voastră e mare. E un scop, un vis pe care cine știe de când îl aveți și tot ați zis, nu-i momentul, nu-i momentul. E, nici acum n-ar fi fost momentul, dar i-ați dat drumul. Și i-ați dat drumul ca să căutați aceste resurse, nu să-l abandonați din nou. Poate a fost un proiect de care v-ați mai ocupat cândva, cine știe cu câte luni în urmă, și nici atunci nu erau întrunite toate condițiile. Dar acum sunteți pregătit, parcă. Pregătit de orice. Chiar și de căutarea acelor resurse. Data trecută n-aveați bani, poate nici acum n-aveați bani, dar nu mă las până nu găsesc. N-aveați un instrument, nu mă las până nu-l găsesc. Multă dorință de a trece peste toate aveți. Aveți o agendă foarte încărcată. Probabil asta și este, la urma urmei, acest proiect pe care vi l-ați asumat. Ceva de anvergură, nu un fleac, nu o activitate minoră. Să reparați ceva, să construiți ceva, să duceți la îndeplinire un proiect cu mai multe etape, cu mai multe domenii care trebuie legate între ele. Și asta veți face. Cum să vă descurcați cu aceste prime hopuri, primele întoarceri din drum, primele afronturi, că nu este un drum presărat cu trandafir ceea ce ați început voi, dar nici nu vă lăsați. Și știți bine că voi sunteți oameni ambițioși și fiind un vis vechi de al vostru, spuneți, dacă data trecută, hai să zicem, l-am ratat, l-am amânat, nu mi-a ieșit, de data asta am mai învățat câte ceva și nu mă las. Și s-ar putea să iasă, dar așteptați-vă la aceste opinteli pe parcurs. Săgetătorii, și voi aveți supra-încărcat agenda, aveți foarte multe de făcut și multă ambiție. Vreți să iasă perfect. Ambiția voastră e strâns legată de perfecționism. Parcă vă ocupați de un proiect, da, foarte provocator, poate cu mult consum energetic acolo, cu alte cuvinte, mult de muncă, dar nu-l rasoliți. Nu vreți să-l grăbiți, hai să numai să scap de el. Nu, s-ar putea să fiți genul de om care le ia pe toate, la bani mărunți, să iasă perfect. Altul, poate un pic strâns cu ușa, poate mai grăbit, ar fi terminat mai repede proiectul ăsta. Dar voi nu. Poate e în joc imaginea voastră, poate este un rezultat important și de-aia nu-l luați peste picior. Foarte concentrat, foarte dichisit, foarte organizat, foarte dornic să iasă perfect. Ba chiar poate fi și o chestiune în care vi se cere și un pic de simț artistic, estetic. Gen, faceți un tort, dar îl faceți perfect. Chiar dacă poate consumă resurse mari, nu vă lăsați până nu primiți o notă 10 acolo. Probabil e și o mică competiție acolo. Vă luptați cu altul care face același tort, dar vreți al vostru să fie mai comod, să fie remarcat de cine trebuie. Și această ambiție, această voință, această atenție la detalii de care dați dovadă, vă poate asigura supremația sau vizibilitatea. Sunteți remarcat, văzut, poate chiar din competiția asta vă ambiționați așa să ieșiți primul din confruntare. Vă simțiți mai bine pregătit, mai talentat, mai bun decât celălalt. Există o mare doză de încredere în valoarea voastră, mai bine zis în supremația voastră. Aveți, da, pe cineva alături, dar ceva vă spune că voi sunteți cel mai bun. Și într-un final veți obține și victoria. Capricornii, posibil să vă gândiți la o călătorie. Poate nu în perioada imediat următoare, poate doar la faza de programare, proiectare, rezervare, strategie, ce ar fi să. Vă cheamă ceva foarte important. Pentru unii poate fi o călătorie către zona de baștină. Sunteți undeva prin lumea largă și din diverse motive până acum n-ați putut pleca
Și acum vă gândiți din ce în ce mai mult la această, ori chiar revenire acasă, în cazul în care ați fost în diaspora și așa mai departe, ori doar într-o călătorie, pentru că acolo, departe, unde vreți voi să plecați, ori da, e țara de baștină, e trecutul vostru, sunt amintirile voastre, sunt lucruri dragi vouă, ori e cineva drag acolo, chiar dacă nu e zona de baștină. Vă cheamă cineva care e în partea cealaltă a lumii, e o potențială iubire, e jumătatea, e sufletul pereche, ori e doar intuiția. Ce-ar fi să plec eu în vara asta într-o călătorie nu știu unde? Că ceva simțiți că e acolo, ceva acolo vă atrage ca un magnet. Pentru unii poate fi un fel de ciudat, dar cam asta s-ar putea să simțiți. Un fel de chemare a depărtărilor, dar acolo unde simțiți nevoia să ajungeți, ori, cum am spus, este un suflet pereche, că știți că nu știți, dar vă așteaptă acolo, ori ați mai trăit acolo cândva, în altă viață, vreau să spun. Ceva, mai trebuie să ajung prin Egipt. De ce? Nu știu, vreau eu acolo în Egipt. Dar, de fapt, acolo vă așteaptă ori o învățătură de viață, ori o revelație, ori o chestiune karmică ce trebuie încheiată, terminată, ori poate e ceva legat de iubire. Dacă nu e vorba de țări îndepărtate, poate fi vorba și de o banală deplasare, de colo-colo, dintr-un oraș într-altul, dar nu uitați că este o perioadă cu iz karmic în care jumătatea predestinată pentru unii poate să apară de unde vă așteptați mai puțin, iar voi sunteți printre cei favorizați de aceste minunate întâlniri despre care am vorbit în horoscopul săptămânii dintre Venus și Uranus săptămâna asta. Săptămâna trecută a fost Venus și nodul nord într-un sector drag vouă, inimii voastre. Încât pentru unii, de ce nu, o simplă călătorie dintr-un oraș într-altul sau dintr-o parte într-alta a orașului poate să genereze, sau o revenire într-o zonă prin care ați mai fost cândva, poate să ofere auspiciile unei întâlniri de destin. Un om care, pe care îl căutați de mult sau care vă caută el pe voi de multă vreme. Vărsătorul. Aveți o stare de așteptare, așa, parcă stați ca în gară voi. Ceva s-a terminat și știți bine că s-a terminat luna asta tranzitului Saturn prin zodia voastră și ceva a început. Dar cum încă Pluto e lent, până începe el să-și lase amprenta, durează, încât voi nu știți cum să tratați zona asta tampon între ceva ce a fost, ceva ce urmează. E un prezent un pic tulbure pentru voi. Un prezent un pic blocat. Parcă spuneți, nu s-a terminat de-a binele a lucrul ăla din trecut. Deci trebuie să mă ocup de el să se termine. Dar nici n-a început altceva nou de-a binele. Dar nu pot să mă apuc de ceva nou cât timp am restanța asta nerezolvată. Orice ar însemna. Vreți să cumpărați ceva, dar aveți o datorie. Cum să luați banii de la datoria aia și să duceți în nu știu ce investiție? Vă tentează o mutare, vă tentează o iubire, vă tentează o afacere, vă tentează ceva nou, de perspectivă, nu se naște peste noapte, dar și ceva e în urmă care se cere remediat, rezolvat, parcă strigă ceva la voi. Să nu uitați de lucrul ăla, să nu-l lăsați nerezolvat, că mai devreme sau mai târziu tot acolo vă veți întoarce. E o nevoie de pauză. Ceva vă spune, nu, nu te apuca de ceva nou. Lasă acolo, e un plan, e o idee, dar vezi că e ceva acolo care trebuie eliminat, dat afară, terminat și gata, nu mai există. O sumă de bani pe care trebuie să o returnați. O sarcină de serviciu pe care tot o amânați, un examen pe care nu l-ați dat, să vă duce să rezolvați o problemă domestică. Nu v-ați mai dus pe la primăria din sat să plătiți impozitul de 5 ani. Ceva vă spune, du-te și rezolvă odată lucrul ăsta. Oricare o fi datoria, căutați-o un pic așa în memorie. Că e ceva acolo care a rămas ca un blocaj. Până nu rezolvați lucrul ăla, nu puteți trece la nivelul următor, care e foarte interesant. Aveți multe de făcut, dar probabil o să faceți un ultim efort așa de a vă întoarce acolo, să vă terminați datoria, restanța, obligația, sarcina și după aceea
E terenul liber să porniți ceva mult mai interesant și nou. Peștii, voi parcă primiți în perioada asta așa niște vești de sus, de la divinitate aproape. Vă simțiți bizar, s-ar putea să aveți mesaje în timpul nopții, de astea vise, nu dormiți noaptea, dar în timpul ăla parcă sunteți în conexiune directă așa cu o sursă divină care vă transmite ceva, de toate felurile vă transmite. Pentru unii vă transmite avertismente, pentru alții vă transmite liniștire, balsam pentru suflet, pentru alții îngrijorări. E o luptă acolo între minte și suflet foarte acerbă. Dar s-ar putea să vină pe căile acestea mai subtile, mai paranormale, mai, da, prin vis, prin telepatie, prin clarviziune, prin ce simțiți, prin presimțiri, să vină niște soluții la niște motive de stres pentru voi, alea care nu vă lasă să dormiți la urma urmei. Vă vin ideile, asta e important, pe care evident că trebuie să le și puneți în aplicare. Nu ajunge doar să ziceți, ar trebui să fac ceva. Uite, în problema asta la care nu am găsit soluții luni de zile, ceva îmi spune că ar fi bine să fac așa, dar nu pot. Păi înseamnă că ați refuzat o inspirație divină. Ceea ce simțiți e răspuns de sus, e răspunsul la rugăciunile voastre, e răspunsul la toate momentele când ați ridicat ochii spre cer și a zis, ce să fac? Vin aceste resurse, nu resursele, ideile. Resursele sunt la voi, resursele trebuie să le căutați voi, să puneți în aplicare această idee, depinde absolut de voi. E, aici e problema. Da, ar trebui să fac. Spuneți așa, știu că așa ar fi bine, dar există acolo un dar care vă sperie, care vă oprește, care nu vă lasă. Păcat pentru că primiți în acest interval și poate nu s-au terminat transmisiunile din univers către voi pe diverse căi. Da, pot veni și oameni în ajutorul vostru care vă dau sfaturi, vă dau îndrumări, gen ar fi bine să, dar aveți și doza asta de teamă, de dar dacă, dar nu pot, dar mi-e frică, dar toate aceste daruri de fapt refuză răspunsurile divine care vin. Ar fi bine să lăsați urechea așa foarte atentă la toate aceste semnale din univers care vin sub diverse forme, așa cum spuneam, și s-ar putea să nu vină sub forme de alea palpabile, scrisoare la poartă. Vin prin mesaje apărute pe Facebook și parcă sunt pentru voi, o melodie la radio, parcă e pentru voi, un film, parcă e despre voi. O etalare în tarot de la Aquaria, parcă e despre voi, toate alea spun pentru voi ce ar fi bine să faceți. Dacă faceți, de voi depinde. Dar s-ar putea să, dacă nu le faceți, problema să rămână. Și o să mai transmiteți într-o zi în univers, Doamne, dar ce să fac? Și atunci o să vă zică, Doamne, Doamne, într-un fel sau altul, dar ți-am trimis 100 de soluții, de ce nu le-ai folosit? Și atunci o să vă întoarceți la ele și abia atunci o să le conștientizați că au fost răspunsuri divine de orice natură. Să da sau să nu. Ar fi bine să faci, ar fi bine să nu faci. Dar tot sfaturi de undeva, de la îngeri, de la arhanghel, de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, acele entități cerești pe care le-ați tot invocat de multă vreme, vă vorbesc. Dar poate că nu-i auziți așa cum se cuvine. Sau poate da. Și atunci sunteți norocos. Asta este ziua de luni, 27 martie. Ne vedem și la horoscopul de mâine. Nu uitați zilele astea să căutați horoscoapele lunii aprilie, că abia aștept să văd ce noutăți vom avea cu toții. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.